Salutare, prieteni, eu sunt Nevăstuica și astăzi vom continua seria de 5 nopți la Freddy 2. Vom continua cu noaptea a 4-a. Să vedem dacă vom reuși să o realizăm, să realizăm totul din prima. Vedem ce se va întâmpla. Chiar doresc să-mi spuneți dacă vreți să fac și seria de Five Nights at Freddy's 1. Ok, sună iar telefonul. Ce vrei, domnule? Domnule, ce vrei de la mine? Alo, poliția? Oh, hello! Salut! Hey there, night four! I told you to get the hang of it. Okay, so, just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days, I don't know. Okay. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Badbury Entertainment denies any wrongdoing. Bună, Foxy. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Just as a side note though, try to avoid eye contact with any of the animatronics inside if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems, we're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive. Okay. They interact with the kids. Mangle, yeah, yeah. When they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, we'll all pass. Good night. Okay, nu-mi place zgomotul ăla. Spider-Mangle, Spider-Mangle. Deci tot nu-mi place zgomotul ăla. Dar este ora 1 dimineața. Cred că vom reuși, prieteni, din prima încercare, eu așa zic. Nimeni acolo. Mai, ce m-am speriat să mor eu, m-am speriat singur, ce prost sunt. Fuu. Acum vedeți că mă sperii. Și că nu inventez nimic. Ok. Mangle, pleacă de acolo. Te puneți. Ok, Mangle a plecat. Trebuie să wind up the music box. Trebuie să învârt cheița. Mangle, mai ești acolo, nu mai e acolo. E doar Freddy, nu e Freddy, e Bonnie și cu... E domnul iepuraș și cu doamna vulpe. Ok. Cred că ceva a intrat în camera mea, nu? N-a intrat nimic. Ok. Pleacă, ieși! Ieși acasă. Ieși acasă, o băiatule cu baloane. Nu avem nevoie de baloane tale aici. Trebuie să dăm, trebuie să învârtim cutiuța muzicală. Ok, cred că a intrat. Ce cauți ei? Deci că a blocat tot și acum o să sară ceva pe mine. Doamne, ce idiot, nu pot să fac nimic decât să învârt de asta. Deci o să mă omoare ceva, sigur. Ieși! Pleacă! Ok, poate pot să supraviețuiesc așa. No, de ce? De ce-mi face asta? Serios acum? De ce mai resuscit? Aoleu, ce paspe, doamne! Aoleu, Foxy e cea mai înfricoșătoare, nu pot să cred. Aoleu. Aoleu. Pleacă! Pleacă! Nu vrea să plece. Sper că n-a intrat în cameră. B-a intrat în cameră, iar! Nu pot să cred! Nu pot să cred! De ce iar a murit? Nu-mi pasă, nu vreau să mai văd. Nu, și o să vină și ea, o să vină și pap... Aoleu! Aoleu, nu! Nu pot să mă uit. Pot să nu mai mă uit? Vine... Nu pot să mai mă uit. Nu! O să vină Foxy, iar! Nu vreau! Nu mai vreau, nu mai vreau! Aoleu, a fost pe la păpușarul de data asta, doamne! Of! Deja devine foarte frustrant. Este foarte frustrant. Extrem de frustrantă acest joc. Bună! Doamna Vulpe. Doamna Vulpe nu pare să fie deranjată de nimic. Ei, și băiatul cu baloane, care este un retardat mental. Doar Foxy este acolo.
Okay, și Mangle. Se pare că au schimbat prietenile. Îl urăsc pe băiatul cu baloane. Îl urăsc din tot sufletul. Este 1 dimineața și data asta n-a mai consumat atât de multă baterie la lanternă. Data trecută a murit pentru că am consumat bateria la lanternă și nu mai am avut cu ce să o urmăresc pe Foxy și mi-a sărit în față. Și n-a fost drăguț deloc. Nu-i nimeni din canalizare? Nu-i nimeni din canalizare. Și nu am consumat nici o bucățică de baterie. Treaba merge struna. Cred că data asta vom câștiga. Cred. Și... îl urăsc pe băiatul cu baloane care mereu îmi strică lanterna. Ok. Nu am murit. Nu am murit. Bine că nu m-am resemnat. Am crezut că... Crezut că sunt un mare Mangle. Să învârt cutuța muzicală. Nu e nimeni în ventilație. Mangle! Hello, fetițo, ce faci? Okay. Este 2 noaptea. Și mi-a zis probabil că se face 3 noaptea. Așa. Mangle nu vrea să plece, Mangle refuză să plece. Dar cu cât stă mai mult acolo, cu atât mai bine, pentru că nu vine în gura de ventilație. Ataca lui Mangle, care era în gura de ventilație. Aleu. Și nu consum deloc. De-abia am consumat o bucată de baterie, ceea ce este foarte bine. Așa. Încă unui atac lui Mangle. Să învârtim cutuța muzicală. Se facă 4 dimineața, vă rog. Mai repede. Sper că am reușit. Am reușit. Bună, Foxy. Așa. Încă puțin până la ora 4 dimineața. Iar e cineva în gura de ventilație care îmi strică mie planurile. Ei, bună, Bonnie, ce faci, Bonnie? Domnule, e puraș și 4 dimineața. E puraș, nu mai ai aripioare. Domnul gardian ți le-a deletat din pixel. Așa, încă puțin este 4 dimineața, prieteni. Am făcut o economie foarte bună la baterie la începutul serii. Și astfel acum o putem folosi când ne trebuie mai mult. Of, Chica. Chica n-a reușit să ne sperie, prieteni. Nu ne poate face iar o nouă. Ok, încă puțin. Oh, nu! Of, ăsta e ușor de trecut de el, după cum am zis. Nu mai văzut de mult, din episodul 1 nu mai întâlnisem. Dimineața. Încă puțin. Spune că reușesc, dacă reușesc să trec de el.
Am reușit? Cred că o să încheiem această noapte. În sfârșit. Și cu o mare economie la baterie. Încă puțin, prieteni. Nu! Ce caută el aici? Nu o să mă omori. Bătânul McFreddy avea o fermă, ia, ia, o. Dar era prea retard, da, da, da. Ia, ia, o. Aoleu, cum vin? O să trec și de tine. Știam că am trecut. Și cred că am reușit, prieteni. Cred că am reușit să termin și această noapte. După lungi încercări. Cred că au fost vreo 10 încercări. Sau mai multe, nu știu exact. Sau nu, poate nu reușim. Am trecut! S-a făcut 6 dimineața. Și mai avem decât o singură noapte, după cum spune și eu, cu doar că cu toți știm că vor mai trece câteva nopți. Ok, de ce se primă după mine o păpușă? Și lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace! Ok, încheiem acest episod aici. Am fost Nevăstuică și până data viitoare, la revedere, prieteni! Nu uitați, dați share, like și subscribe!